Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov. Capitolul 1. Ispitele sunt folositoare. Avuțiile trec, de grabă, ascultarea și împlinirea legii. Limba trebuie ținută în frâu. Iacov, robul lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos, celor 12 seminții care sunt în împrăștiere, salutare. Mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite, știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, iar răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic. Și de este cineva din voi lipsit de înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare, și îi se va da. Să ceară însă cu credință, fără să aibă nicio îndoială, pentru că cine se îndoiește este semenea valului mării, mișcat de vânt și aruncat încoace și încolo. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu, bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale, iar fratele cel smerit să se laude într-o înălțimea sa și cel bogat într-o smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii, căci a răsărit soarele arzător, și-a uscat iarba și floarea ei a căzut și frumusețea feței ei a pierit. Tot așa se va veșteji și bogatul în alergăturile sale. Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții pe care făgăduindu-o Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el. Nimeni să nu zic atunci când este ispitit, de la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele. El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras și momit de însăși pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. Nu vă înșelați, frații mei prea iubiți, toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este. Pogorându-se de la Părintele Luminilor, la care nu este schimbare sau umbră de mutare, după voia sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începătură făpturilor lui. Să știți, iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea și prisosința răutății, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre. Dar faceți-vă împlinători ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înșivă. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale. S-a privit pe sine și s-a dus și îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat însă de aproape în legea cu desăvârșită a libertății și a stăruit în ea făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. Dacă cineva socotește că e cucernic, dar nu își ține limba în frâu, ci își amăgește inima, cucernicia acestuia este zadarnică. Cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl, aceasta este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii. Capitolul 2. Credința fără de fapte moartă este. Frații mei, nu căutând la fața omului să aveți credința în Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căci dacă va intra în adunarea voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, și va intra și un sărac în haină murdară, iar voi puneți ochii pe cel care poartă haină strălucită și îi ziceți, tușezi bine aici, pe când săracul îi ziceți, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele? N-ați făcut voi oare, în gândul vostru, deosebire între unul și altul și nu v-ați făcut judecător cu socoteli viclene? Ascultați, iubiții mei frați, au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, dar bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o el celor ce îl iubesc? Iar voi ați necinstit pe acel sărac. Oare nu bogații vă asupresc pe voi și nu ei vă târăsc la judecăți? Nu sunt ei cei ce hulesc numele cel bun întru care ați fost chemați?
Dacă într-adevăr împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Iar de căutați la fața omului, faceți păcat și legea vă osândește ca pe niște călcători de lege. Pentru că cine va păzi toată legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat față de toate poruncile. Că cel ce a zis să nu săvârșești adulter, a zis și să nu ucizi. Și dacă nu săvârșești adulter, dar ucizi, te-ai făcut călcător de lege. Așa să grăiți și așa să lucrați ca unii care veți fi judecați prin legea libertății. Că judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă și mila biruiește în fața judecății. Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte nu are? Oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zile și cineva dintre voi le-ar zice, mergeți în pace, încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința. Dacă nu are fapte, e moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta din faptele mele credința mea. Tu crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci, dar și demonii cred și se cutremură. Vrei însă să înțelegi, omule nesocotit, că credința fără de fapte moartă este? Avram, părintele nostru, au nu din fapte s-a îndreptat când a pus pe Isaac fiul său pe jertfelnic? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și din fapte credința s-a desăvârșit. Și s-a împlinit Scriptura care zice, și a crezut Avram lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate și a fost numit prieten al lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că din fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credință. La fel și Rahab, desfrânata, au nu din fapte s-a îndreptat când a primit pe trimiși și a fost scos afară pe altă cale? Și i-a scos afară pe altă cale? Căci precum trupul fără de suflet mort este, astfel și credința fără de fapte moartă este. Capitolul 3. Înfrânarea limbii, adevărata înțelepciune. Nu vă faceți voi mulți învățători, frații mei, știind că noi învățătorii mai mare o sândă vom lua, pentru că toți greșim în multe chipuri. Dacă nu greșește cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârșit, în stare să înfrâneze și tot trupul. Dar dacă noi punem în gura cailor frâul, ca să ni-i supunem, ducem după noi și trupul lor întreg. Iată și corăbile, deși sunt atât de mari și împinse de vânturi aprige, sunt totuși purtate de o cărmă foarte mică, încotro hotărăște vrerea cărmaciului. Așa și limba. Mic mădular este, dar cu mari lucruri se fălește. Iată puțin foc și cât coldru aprinde. Foc este și limba. Lumea fără de lege. Limba își are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul și aruncă în foc drumul vieții, după ce a aprins a fost ea de flăcările ghienii. Pentru că orice fel de fiară și de păsări, de târătoare și de vietăți din mare, se domolește și s-a domolit de firea omenească. Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate să o domolească. Ea este un rău fără astâmpă. Ea este plină de venin aducător de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl și cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie, frații mei, să fie aceasta așa. Oare izvorul aruncă din aceeași vână și apă dulce și pe cea amară? Nu cumva poate smochinul, fraților, să facă măsline sau vița de vie să facă smochine? Tot așa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce. Cine este între voi înțelept și priceput? Să arate din buna purtare faptele lui, în blândețea înțelepciunii. Iar dacă aveți râvnire amară și zavistie în inimile voastre, nu vă lăudați, nici nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, trupească, demonică. Deci unde este pisma și zavistie, acolo este neorânduială și orice lucru rău. Iar înțelepciunea cea de sus, întâi este curată, apoi pașnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă și de roade bune.
neîndoielnică și nefățarnică, și roada de dreptății se seamănă într-o pace de cei ce lucrează pacea. Capitolul 4. Să fugim de plăcerile deșarte, împotriva bârfitorilor și a celor îngânfați. De unde vin războaiele și de unde certurile dintre voi? Oare nu de aici, din poftele voastre, care se luptă mădularele voastre? Poftiți și nu aveți. Ucideți și pismuiți și nu puteți dobândi ce doriți. Vă sfătuiți și vă războiți și nu aveți pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți pentru că cereți rău, ca voi să risipiți în plăceri. Prea desfrânaților, nu știți oare că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea, se face vrăjmașul lui Dumnezeu. Sau vi se pare că Scriptura grăiește în deșert? Duhul care se lășluiește în noi ne poftește spre zavistie? Nu, ci dă mai mare har. Pentru aceea zice, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și el de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor și sfințiți-vă inimile voi cei îndoielniți. Pătrundeți-vă de durere, întristați-vă și vă jeliți. Râsul întoarcă-se în plâns și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Nu vă grăiți de rău unul pe altul, fraților. Cel ce grăiește de rău pe frate, o judecă pe fratele său, grăiește de rău legea și judecă legea. Iar dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul este dătătorul legii și judecătorul, cel ce poate să mântuiască și să piardă. Iar tu cine ești care judeci pe aproapele? Veniți acum, cei ce ziceți, astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an și vom face negoți și vom câștiga. Voi care nu știți ce se va întâmpla mâine, că ce este viața noastră, abur sunteți, care se arată o clipă, apoi pierde. În loc ca voi să ziceți, dacă Domnul voiește, vom trăi și vom face aceasta sau aceea, și acum vă lăudați în trufia voastră, orice laudă de acest fel este rea. Drept aceea, cine știe să facă ce e bine și nu face, păcat are. Capitolul 5. Sfaturi către cei avuți, răbdarea, jurământul, îngrijirea bolnavilor, puterea rugăciunilor despre cei căzuți. Veniți acum voi bogaților, plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor să vină asupra voastră. Bogăția voastră a putrezit și hainele voastre le-au mâncat moliile. Aurul vostru și argintul au ruginit și rugina lor va fi mărturia asupra voastră și ca focul va mistui trupurile voastre. Ați strâns comore în vremea din urmă. Dar iată, plata lucrătorilor care au secerat țarinele voastre, pe care voi ați oprit-o, strigă, și strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savaot. V-ați desfătat pe pământ și v-ați dezmierdat. Hrănitați inimile voastre în ziua înjunghierii. Osânditați, omorâtați pe cel drept, el nu vi se împotrivește. Drept aceea, fiți îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând până ce primește ploaia timpurie și târzie. Fiți, dar și voi îndelung răbdători. Întăriți inimile voastre, căci venirea Domnului s-a apropiat. Nu vă plângeți, fraților, unul împotriva celuilalt, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul stă înaintea ușilor. Luați, fraților, pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzit lui de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da-da și ce este nu-nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalm. Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii
și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă, deci, unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Ilie era om cu slăbiciune asemenea nouă, dar cu rugăciunea. S-a rugat ca să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni. Și iar s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit roada sa. Frații mei, dacă vreunul va rătăci de la adevăr și îl va întoarce cineva, să știe că cel ce a întors pe păcătos de la rătăcirea căii lui își va mântui sufletul din moarte și va acoperi mulțime de păcate.